Salutare tuturor, eu sunt Evo și bine v-am regăsit pe acest canal minunat cu un nou joc. A apărut astăzi sau ieri, nu mai știu. Metro Exodus. Cred că toată lumea știe de aici minunata, faimoasa serie Metro și asociază cu acel cuvânt radiație. Adică jocul se petrece într-o lume post-apocaliptică și te lupți cu monștri. Are și poveste. Haideți să vedem despre ce e vorba. New game, normal, nu suntem reader, hardcore. Nu băgăm pe hardcore, normal. Bun, haideți să ne luptăm cu monștri și să câștigăm. I still remember life before the war. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day, the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. Comuniști. Steaua roșie. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it. Our numbers dwindling by the day. Oh, look where I am, look here now. Oh. But I remember we were born for a better life. And I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope, I must choose hope. I must find that signal. Bun.
Deci dacă știți engleză, cred că mai parte dintre voi știe engleză. O să vă zic acum despre ce vorbea. Ce cred eu? Zicea de un război. Suntem în Uniunea Sovietică, cel mai probabil, sau în Rusia. Și cred că eram atunci în anii 90. După cum erau clădirile, lumea îmbrăcată și... Și pe atunci era și războiul rece, în anii 80, 70, 80, 90. Sau chiar în Rusia modernă, nu știu. Aolo, no, trebuie să mă rup cu ăștia, nu? Da. A, radiații. Prima dată când vă zic și cred că și ultima, că sunt fericit că m-am dus în canale. Când mă lasă și pe mine să mă joc? No, no, să nu fie niciun monstru aici, te rog. Ho, ho, asta da armă. E ceva acolo. Mă jur că e ceva acolo. Și o să sare ceva pe... Hai să nu mergem pe acolo. Mai trebuie să mergem pe undeva. Oh. Ce chestie asta, frate? Ma, băi, ce păinjeni. Se pare că cineva a făcut o petrecere aici. Cât de mulți păinjeni sunt? Ce aici? A, mi-a dat gloanțe ca să zică, bă, trebuie să te pregătești, să te lupți cu ăștia. Iac. Nu îmi place absolut deloc ce se aude. E ceva acolo 100%. Se împușcă, cred că trebuie să-i cam ajut. Nu. Cumva mi-a dat safe. Deci e clar că aici o să fie Ditaimonsul cu care eu trebuie să mă lupt. Cu ăsta. Nu! Te urăsc. Te urăsc. Dă-te. Deci să nu spui că decât gloanțe aia aveam și 3 gloanțe le-am dat degeaba. Dă-te. Nu. 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 Nu vă apropiați voi de mine.
Doamne, ne urăsc jocurile în care trebuie să mă lupt cu mutanți și... Îmi apar în față! Altul e... Pe cât pun pare că e pe asta? Eram sigur! Am trebuit să fug. No. Dacă suntem în Uniunea Sovietică sau Rusia, ăștia nu trebuie să vorbească în rusă. Western Spies. Hey, Demir, do you think the colonel knows what Artyom's been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you, leave him alone. Killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You gonna get a fresh dose of Spartan blood now? Wow. Câți am omorât până acum? Cam vreo 9? Artyom, are you awake? It's okay. Aolor, nu știam că ai fi iubită. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel. Calorax. Da, deci... Este singuri. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours. But don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me, so get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to Polis. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Și ăsta cred că se numește divorț sau ceva. Promise me this is the last time. I'll see you later.
Ah, uite doctorul care cred că o să o omoare. We managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Da, așa te-a susțin. Bun. Mi-a dat save. Ce fac ăștia? It's a shame they spend so much time on the surface. Să se spargă becul. Lasă că ăsta e ultimul. Artyom, just try to take better care of yourself, huh? Even if you find someone else out there, they probably have their own troubles. E foarte tare, nu te ascult. Eu mă duc din nou la suprafață ca să mor. Să mă bat cu monștrii ăia. Pe bune, vă să dau numai la lămpi. Se deschis la închid. Cred că cel mai important lucru în jocul ăsta e să închizi și să deschizi lampi. Lampi. I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You give us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you all right. Și acum ce fac? Mă duc la strip club. Cu soția. Speaking of which, Alyosha, you are the nurse's hospital, huh? You just stop crowding him. Welcome back, Artyom. Privyet, Artyom. All right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Yeah. Oh, it's official. Yeah, I knew it. You guys are like kids. So I brought something. And here we go again. Please, let's not repeat the last Hold time. Hold on, Artyom. One week later, o săptămână mai târziu, ce se întâmplă? Iar mă duc la suprafață, da. And more of nothing. Artyom, the only thing I can hear is that Geiger counter ticking. Ah, ce tare. Yes, and there's also those damn things calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. Am ce tare și mă întorc înapoi în metro ca să mă lupt cu bestiile alea nesuferite. Oh, calaș. Move it. We don't need any extra radiation, darling. Oh, father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off limit zone. Ce Hansa? Have you been to all these ruins? See all the destruction. And Moscow had the best anti-air defenses in the country. If this is how it looks now, imagine how the rest of the world looks. Și acum o să apară ceva ca să omoară pe asta. Ah, pe aproape. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Cumva caracterul meu Artyom mie mult sau ce de nu vorbește. Careful. Ah. At least it held. Ai sunt monștri clar. Hear that? Mamă ce creepy e. Did you hear that?
Și știu și eu să trag. Muriți, frate. Nu ce dar. Mamă, câtă lume moartă pe aici. Și pe unde mai mergem? Și ce te miști așa de încet? A, pe aici. Mamă, cum e. A, e un tank. Se pare că ăștia s-au dis... Da, nu e bine. Hai, te miști sau nu te miști? Mamă, ce alergați prin mine. Nu, ne înconjoară. Pleacă. Da, încă unul. We sure gave them hell. Oh, is this why the zone is off limits? I mean, if all the packs here are like that. How about we take the bridge to cross the railroad? It would save us a detour. Da, ce tare, Artyom, frate. Damn, too high. Hey, Artyom, help me get out there. Shit. Shit. Hai. Come up now. Hai, hai, hai. Așa, da? Mamă, ce... Ui. Ce gheață. Filter. Now that's what I call a blizzard. Can't see a thing. Or hear. Let's switch the radios. What the? Artyom, are you seeing this? I'm not just imagining things, right? Look, it's our guns for the order. Cum a venit cu mașina, frate? A, ce tare, ne-a furat! Oare unde o să mă dea? Pum, pare că tot într-un metrou. You should have checked first, assholes! Artyom, thank God! These people, they're Hansa, not the Order. Assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by this here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. Da, cu moștri împreună. We didn't know. Trăiesc cu moștri împreună. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. You people drove us halfway to nowhere. They can handle it.
O să mai ai pe și cine frate. A, ce tare! Măcar m-au îmbrățișat. Dar unde m-am pușcat în cap? Se pare că Artyom ăsta e destul de invincibil. Acum o să mă vin, sau acum o să vine dracu să mă moară, sau cine? Mi-a dat safe și acum o să bag cu monștri. Ce la Batman? Oh, ce la stai că nu-mi place. Mi-a dat două meduri. Ah, Q medkit. Mai trebuie să-mi dau încă o dată. Stai, ce pot să dau un medkit odată? Da. Nu-mi place. 15 minute până când pot să-mi dau următorul medkit. Se aude. Ah, ia uite pe trenulețul Thomas. Hai mă. Așa, hai în canalizare din nou. Ia să-i canalizare. Ai mă, pe bune! Stai ce? Da. Bun. Cam atât a fost cu episodul acesta. Nu uitați să dați un like, Da, dați un like sau like, un coment, un share și să creștem comunitatea asta. Hai să facem 2000 de abonați. Putem, știu că putem. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa.